Vladimir Ambros a urcat în top 10 marcatori all-time din campionatul Moldovei. Grație golului marcat în poarta lui Milsami, Vladimir Ambros a ajuns la 80 de goluri în istoria Superligii. Lider în acest clasament este Vladimir Cosec cu 131 de reușite, urmat de Yuri Emitilev cu 129 și Sergiu Rogaciov cu 127 de goluri. De asemenea, capitanul echipei Petru Cub are 8 goluri în actuala stagiune și luptă pentru un nou titlu de golgeter. El împarte întâietatea cu Amin Talal, plecat de la Șerif în această iarnă, și Radu Gânsar de la Milsami.